Băieți, salutare în primul rând. Nu am mai făcut de mult un clip. Nu mai am motorul. Motorul am, dar trebuie dus la mama naibii, la București, la revizie, deoarece au trecut orele de funcționare, cele 50 de ore care ne le-a dat producătorul. Am făcut prima dată rodajul și apoi a trebuit dus la verificare 50 de ore, la 50 de ore. Și acum persoana respectivă care mă poate ajuta să duc motorul la revizie are treabă, este ocupat, nu pot să fac decât să aștept. Deci tocmai în septembrie se poate merge cu motorul la București la revizie, la Euronautica, așa am înțeles. Și până atunci eu ne mai având lansete de crap, de somn, am un singură lanseta, că la una s-o strica mulineta. Ce am zis, bă, hai să trec înapoi la vechea meserie, aia de plutaș, să dăm la plută. Hai să dăm un pic la plută, bă, băie, să vedem ce o ieși. Deci, pentru pescuitul la plută, ce avem nevoie? Avem nevoie de o lansetă 3 metri 60, cea mai bună. A mea e un știft, eu am făcut-o dintr-un telescop. Avem nevoie de lansetă, vargă, joardă, stuf, trestie, nu contează, dar să fie suficient de lungă. Avem nevoie de apă, în primul rând, și niște ochiuri în iarbă. Se poate pescui la carași cu lanseta la staționar, dar eu zic că e mai palpitant așa să pescuim în ochiuri de iarbă. Este un pic înnorat afară. Eu cred că e o vreme bună, apa e un pic tulbure. Se aude un pic cărășii cum mănâncă la iarbă. Au niște viermișori din aceia roșii, larve de tânțari sau de libelulă, nu știu. În altul rând avem nevoie de momeală. Eu am făcut două mămăligi mari, mămăligă cum făcea vechii pescari înainte, apă, făină de mălai și sare, fără făină albă, fără nimic. Am clocotit apa și am adăugat treptat făina de mălai până... Asta este pentru momeală. Cealaltă cu care voi pescui este acolo. Am și niște pâine uscată pe care o să o moi, o să o arunc. Deci, ce avem nevoie de undiță? Plută, bineînțeles, urmează să le montez. O să montez o plută de cocean. Cârlige, plumb și cam atâta. Și locul în sine de pescuit. Înainte ca să ne apucăm de pescuit, putem să aruncăm momeală. Cam așa. În diferite locuri. O bucată, două de mămăligă într-un loc. Uite, aruncăm și acolo o bucată, două. Uite așa. Pescuim jumătate de oră într-un ochi, jumătate de oră în altul ochi. Și vedem unde vine carasul. Unde este? Uite, mai aruncăm și acolo. Mutăm. E bine că avem spațiu, că avem loc unde să mumim. Mai bine mai aici, mai aproape, că apa e destul de crescută, e destul de adâncă, e și tulburică. Ia arunc momeală să aibă și după aceea și cărășii mici, dacă vine, oblești, ce-o veni. Îi vom elibera pe toți. Mai aruncăm un pic și acolo. Este bine să aruncăm chiar lângă buza ierbii. Așa. Și noi să pescuim lângă iarba acolo. După ce am umit, trecem și instalăm lanseta. O echipăm cu plută, cu cârlige. Și apoi vedem ce este.